La Giurgiu, ca în toată țara de altfel, memoria eroilor Revoluției de la 1989 a fost cinstită printr-un ceremonial de depunere de coroane de flori în punctele fierbinți ale desfășurării evenimentelor din 89. La manifestarea, începută ieri la ora 10, au fost prezenți în fața teatrului Vianu, giurgiuveni din diferite instituții, politicieni, dar și reprezentanți ai Asociației 22 decembrie a Revoluționarilor din Giurgiu. Rând pe rând, începând cu instituția prefectului, Consiliul Județean, Asociația 22 decembrie și reprezentanții partidelor și ai parlamentarilor giurgiuveni, delegațiile au depus coroane de flori în memoria și cinstirea eroilor giurgiuveni. Ce sentimente ați participat la comemorarea evenimentului? Cu sentimente de profund respect pentru Revoluția din 1989, cu profund respect pentru eroii noștri care s-au jertfit pentru libertate și democrația din România, cu gândul și speranța că lucrurile se vor îndrepta în România. Cei prezenți pe esplanada teatrului s-au deplasat apoi la Biserica Eroilor, pe calea Bucureștiului, unde acțiunea a continuat cu o slujbă de pomenire în memoria celor căzuți pentru libertate la Giurgiu. Și aici, delegațiile prezente, la deschiderea manifestării din fața teatrului, au depus coroane de flori la troița din fața bisericii. Pentru cei care au trăit evenimentele din 1989, amintirile, zvonurile și maniera la care s-au întrunit revoluționarii se păstrează încă vii. Au venit și armata și cei de la poliție și cei de la SRI, au venit la noi, oameni care conduceau atunci, ni s-au pus la dispoziție, ne-au zis, domnule, noi avem toate unitățile, le avem închise sub cheie, armamentul la fel, oamenii au fost cu noi. Se auzeau că la buzunar de apă și că se trage și că aici la Tehnosa și aici la biserică au fost atâtea zvonuri, am venit, erau taburi, chiar se trăgea. Manifestarea de ieri dimineață s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare și a fanfarei Centrului Cultural Ion Vinea.